Thelma e o Sundarius Seras. Am revenit la un episod de fapt, la o nouă serie din The Sims 4. Am decis să începem o serie de genul pentru că e un joculeț destul de fain și mie îmi place și da, am zis că cum toată lumea face video cu el, de ce să nu facem și noi? Bun, hai să ne creăm un caracter. În primul rând, alegem aici Mel, Chesta, Warm, Clear, Brashfoot. Skimbo Jorm. Skimbo Unabla. Ok, hai să începem să îl facem noi custom. Deci, în primul rând, Young Adult, ok. Face. Acum nu știu ce să fac, să-l fac să arate cu mine sau ca mine sau nu, pentru că dacă da, atunci ar însemna să-l fac la culoarea pielii ceva de genul foarte deschis. Nici nu știu ce să zic, hai să zicem, o, Doamne, ce față. Fața asta arată cel mai normal. Ok. Skin details. Nu. Aici. Părul. Așa, cred că e ok, dar negru. Ok, facial hair. Nu. Cum scot? Ah, ok. Așa. Nu-mi trebuie nimic de aici. Pălărie. Arată what the heck. Nu. Arată cam ciudat. Plus că ăștia, uite, au șepci. Arată un pic prea, nu știu. Ok, accesorii. Doamne, nu. Chiar nu, eventual. Nu știu, poate. Nu, nu știu. Poate așa ceva. Deja arată prea bine, nu? Da. What the heck? Stai, poți să faci chiar așa de... Da. Nici chiar, punem cam așa. Ok. Și make-up, nu vrem machiaj în niciun caz. Na, s-o arată bine, ok. Așa, cred că e ok. Dar în rest arată bine. Hai să vedem îmbrăcămintea, în primul rând, să Dumba! fie bine făcut. Dumba! Și nu foarte slab, așa, mediu. Bun. Acum, de aici. Asta arată ok. Da, un albastru. Poate ar arăta mai ok. Ok, stai. Nu, nu full body pants. O, Doamne. Hai să luăm ceva de genul. Ah, uite că mai avem și aici pantaloni. Uite, ăștia are pe albastru. Să uite, poate ăștia s-ar potrivi. Da, cred că arată ok. Hai să luăm și niște pantofi. Nu știu, pe stilul ăsta mai sportiv, așa cred că arată destul de ok. Se sortează binișor. Ok, deci asta să fie ținuta lui casual. De everyday. Zic eu că arată destul de bine, sincer. Ok, acum formă. La formal... Aș putea să aleg aici ceva de genul și pantaloni așa, dar negri. Nu, negri. Sau ăștia, dar negri. Care s-ar potrivi mai bine? Cred că ăștia. Ok, asta să fie pentru formal. O, și pantofi să iau. Uite așa, las, gata. Deci dacă merge la ceva serios, să se ducă cu picioarele goale. Ăștia... Da, cred că s-ar potrivi pentru ceva formal. Ok. Arată bine, atletic. Na, acum... La astea nu mă prea pricep că eu nu prea fac sport prea mult. Deci o să iau ceva ce cred eu că s-ar potrivi. Nu știu, probabil un tricou alb, niște
Pantaloni de sport albi. Nu, atunci luam. Uite ceva de genul alba. S-o roșie? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Sau s-o las așa. Uite, asta ar arăta bine și eventual să-mi iau alți pantaloni. Arată prea ciudat, așa stați să vedem aici o culoare cât de cât ok. Nu, atunci facem o ținută sport din asta mai așa. Aici punem un tricou ceva, uite asta. N-are... Să zicem așa. Nu vreau chestii din astea la picioare, cum s-or numi. Cum scot astea? Așa, bun, doar pur și simplu. Gloves, doamne, de ce ar vrea mănuși sau brățări sau inele? Da, deci... Ok. Bun, l-am făcut și așa pentru sleep acum. Pentru sleep aș putea să pun pur și simplu să dorm în ceva de genul și ceva de... Nu, what the heck? De ce dorm în halat din asta? Sunt altceva de genul. Și... ceva de genul alb cu negru, hai că merge. Și pantofii sunt buni ăștia, dar unii negri. Bun, merge. Și parte aici. Uite, arată destul de bine așa cum e default, deci... E ok. Bun, aici hello, my name is first name. Nu știu. Hai să zicem first name să fie... Să fie maestru și a doua... Stai să scriem cu litera mare, că e nume. Eu am apăsat shift-a. Așa. Și last name, cum să-l cheme? Darius. Să fie așa. Bun. Personality, ok, aici. Aspiration. Aici sunt anumite chestii ale lui legate de personalitate. Hai să-l facem, nu știu... Creativ. Musical, autor... Fortune. Asta. Și aici niște subdiviziuni la asta, cum ar veni. Ok, deci ce să alegem noi? Cum să fie? Self-assured, să fie sigur pe el. Ce mai avem pe aici? Perfectionist, foodie, what the heck. Glutton. Social. Oops. Stai că mai vreau să-i pun. Dacă nu mi le alege random, să fie și creativ. Și ce să mai fie el? Insane, what the heck. Ambițios. Bun, asta e destul de ok. I-am ales și tot, toate astea, nume, tot, bun, gata.
Darius. Ok. Bun, World Selection. Cum trebuie să alegem unde să locuim? Oh. Probabil aici este casa care o am eu. Adică eu m-am mai jucat Sims și aici e salvarea mea. Da. Să ne cumpărăm. What the heck. Să cumpărăm o casă de pe aici. Adică aici am o casă pe cealaltă salvare. Să luăm o casă la ăștia bogătași aici. Nu, pentru că noi nu prea ne permitem. Nu știu cum să vă zic eu vouă. Cred că ne luăm o casă așa mai micuță. Aș vrea să o fac eu, da. Cred că mai bine o luăm gata făcută și modificăm după. One bed, one bath, one bed, astea sunt toate la fel. 20x15x20x30x20. Uite, asta ar fi ceva mai mare. Ce? Like to move in the... Oh, da. Ok, furnished. Gata, asta e casa noastră acum. Se încarcă și se tot încarcă. Dar uitați-vă, am observat aici ce loading, da. Ce loading screen-uri haioase avem acolo. Bun. Deocamdată asta e fain. Hai să edităm un pic. Wow, ok. Hai să vedem. Deci avem aici un dormitor simplu, o baie, o mică bucătărie. Stați să dau să văd și eu pe... Ah, așa. Să văd și eu pereții mai ca lumea. Ok. Nu-mi prea place cum o să aranjate astea pe aici. Da, din aia o să le și editez acum. Stați să spun pereții așa. Bun. Deci aici sunt niște pereți total inutili. Bun, bucătăria în primul rând vreau să o schimb, că ciudat. Adică casa e făcută ciudat. Dar nici nu prea am bani să modific eu prea mult. Aici nu. Vreau pereți. Des pereți aici. Dacă construiesc aici un perete frumos. Și după aia iau o ușă. Nu pot să iau aceeași ușă ca aici. Stați, poate merge să iau. Da, merge. Dar nu încape. Da. Atunci facem altfel. Dărâmăm noi toată bucătăria cu totul. Ce? Nu pot să dau. Stați, nu facem așa. Noi operând că o să se distrugă și fundația dacă nu. Și reconstruim bucătăria doar. Pereții, stai, mai bine să văd toți pereții, să văd ce distrug. Să-mi distrug ceva ce poate să-mi trebuiască. Oh, aici nu trebuia. Bun. Așa. Bun, deci deocamdată așa e ok. Ia, nu putem la noi. Să punem întâi o bucată de perete. Cum sună o bucată de perete. Și să zgrăvim și aici înapoi. Bun. Acum. Trebuie să facem cumva o bucătărie cât de cât să arate bine. Așa că... Am eu o idee mult mai bună de organizare a casei. Bucătăria o vom face ceva de genul. Să vă arăt eu. Cum
Ups. Cum face asta? Așa. Ok. Nu prea dau seama cum vine peretele. Peretele ăsta. Stați să vedem, vine așa. Da. Bun. Atunci facem bucătăria aici, gata. Ah, nu. Merge chiar așa. O facem așa, bun. Aici mi se pare un loc mai bun de bucătărie. Și aici o să lăsăm intrarea înspre baie, dar totuși arată ciudat. E ciudat făcută casa, nu știu cum să vă zic. Și nici nu prea am cum să modific prea multe, că n-am prea mult baie. Bun. Facem cum era, dar mai bine organizat, adică... O, Doamne, deci gata. Facem așa și lăsăm așa, cel puțin până mă gândesc eu la un design. După vedem în episodul viitor ce și cum facem, adică mă gândesc eu la un design ceva să facem cât... să arate cât de cât ca o bucătărie, da. Ok, hai să punem o ușă. Uite ușa asta, zic eu că arată ok. Bun, și acum hai să dăm un nivel doar de pereți. Bun, acum... Bun. Hai să vedem. Unde e aici bucătăria? Ok, ne trebuie un oven. Punem asta aici. Niște... Nu știu cum se numesc astea. Dulapuri de bucătărie, cred. Ok, aici un frigider frumos. Iar aici... Nu, nu, pe partea asta-alta. O chiuvetă. Nu dăm prea mult pe o chiuvetă, că... Da, nu putem face neagră. S-a sortat mai bine. Bun. O să punem aici. Da, cred că arată ceva mai bine acolo. Iar aici o masă. Stați, vedem aici. Table. Ce? Nu, dar table. A dinner table, bănuiesc. Nici o masă, ceva mai micuță. Cât să poți să mănânci? Dacă nu o să punem o masă aici, undeva, în sufragerie. Nu știu ce să zic. Întâi să mai modificăm câteva chestii. Primul rând, fiind de mai, că n-are absolut niciun rost. Am pasta la fel. Vindem și astea. Bun. Acum să reorganizăm și sufrageria. Deci o canapea. Asta eu zic că ar fi ok. Dacă luăm așa un maroniu, cred că ar fi destul de ok. Cam multe geamuri are casa asta. Nu știu, adică... Mi se pare un pic suspect. Să facem ceva de genul. O măsuță de cafea care să fie și... Nu asta. Asta. Dar să facem un maron chis așa. Oh, nu, nu cu dungi. Care s-ar potrivi cel mai bine? Cred că asta. Toate că nici asta nu prea merge așa, da. Știți cum e să zicem. Și aici un televizor, TV, chestii. Da. TV stand, uite. Știam eu că trebuie să fie ceva. Pentru televizor. Luăm
stați cum era. Ok. Am făcut televizorul un pic mai mare să nu pară așa de micuț. Ok. Cred că au cum. Dacă nu stai să apropiem un pic să treacă pe aici, da, cred că nu e o problemă. Și acum o masă de mâncat, practic. Table. Table. Pentru că table. Asta. Și o vom pune aici. Punem 4 scaune de... Cred că e destul de... Ok. Cum se numesc scaunele? Chair. Chair. Dining chair. Uite astea. Pac, 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 pac. Bun, un pic am înghesuit casa. Da, știți cum? Decât nimic, e bună și asta. Ok, și acum e ceva mai bine organizată. Acum hai să vedem dormitorul. În primul rând, luminile astea nu prea plac. Lights, misclating, astea. Nu, astea. Asta cred că ar arăta ok. Bun. În bucătărie avem una. Aici ar arăta bine ceva de genul. Aici ar fi ceva de genul, ok. Iar aici ceva... Stai. Deci la nivel cam ăla cu ușa. Aici ăsta. Și în baie nu-i nimic. Oh, Doamne. Ce să luminesc aia. Stați. Ok. Hai să punem ceva mai ca lumea. Uite totul din asta. Să spunem o lumină din aia ca lumea. Din asta. Ha. Să se vadă ca lumea. Bun. Acum mirror. Că am văzut că e, dar e o ciudățenie de oglindă. Vreau una pentru baie. Great Wall Mirror. Asta e bună. Cred. Ok. Are și ăsta aici o cabină de duș. Basic-urile le cam mare, deci... Asta e bine. Am reorganizat aici puțin. Numai aici aș vrea să schimb culoarea asta așa. Parcă totuși arată ceva mai... Mai bine, dar nu, aici n-am nevoie de chestii din asta. Aici am nevoie de birou. Uite, ăsta arată bine. Un scaun de birou. Și un calculator. Bun. Asta arată ok. Bun, cum ziceam, are cam tot ce-i trebuie. I-am luat și ce-i trebuia mai mult calculatorul, deci e tot ok. Pentru bucătărie simt că lipsește ceva. Am luat, uite o alarmă. Fire prevention. Smoke alarm. Nu, cred că e utilă pentru ceva. Ok, cam asta ar fi căsuța. Cred că arată destul de ok. Dacă aveți sugestii sau ceva, puteți să lăsați în comentarii. Eu o să le iau în considerare, bineînțeles. Deci, da. Hai să-i dăm drumul. Stai, bine că am observat. Așa. Nu, așa. Restezul gravitat. Stai că și pe dinăuntru trebuie să iau ăsta. Bun. Da,
Ignorați aia. Bun. Deci se pare că am filmat 25 de minute deja. Bun. Am cam făcut casa. Avem aici anumite chestii. Ce ar trebui el să facă și chestii. Uite, deja merge la calculator. Ok. Deci, cam atât și pentru acest episod. Nu uitați, dacă apreciați acest videoclip, să apăsați butoanele de like, share, comment și subscribe și ne auzim în episodul viitor. Pa, pa!